Rezultatele de la evaluarea națională 2024 au fost publicate. Ca și în anii precedenți, acestea sunt afișate în format anonimizat prin coduri individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților, atât în centrele de examen cât și pe internet. Codurile individuale au fost distribuite candidaților pe bază de semnătură de primire la prima probă susținută. Elevii nemulțumiți de note pot depune contestații, iar rezultatele finale la evaluarea națională 2024 vor fi anunțate pe 9 iulie.